De astăzi s-au reîntors la grădinițe și cei mai mici dintre copiii Buzăului. Unii au intrat pentru prima dată în colectivitate și, rămași fără părinți, au cam vărsat lacrimi amare până s-au obișnuit cu ceilalți copii și cu doamnele educatoare, dar cei mai mulți dintre ei s-au acomodat imediat. Eu chiar mă ales Ioana. Bravo! Ce teme? De noi. Trei lune? Da! Ce asta o cheamă și tati! Asta o cheamă și de mamaie! Bravo! Dar o poezie știi? Mhm. Ia zi-ne ce nouă, puțin! O pizzaro ziocic! A fost o tata o pizzaro ziocic! Eu și uita o bodică! Da? Și acum vii după! Cei din grupele mai mari s-au bucurat de reîntâlnirea cu colegilor după o vacanță lungă în care au cam pierdut legătura. La ei bucuria și voia bună sunt evidente și abia așteaptă să înceapă activitățile, mai ales că prima vacanță vine destul de repede, din 25 octombrie. Azi ați început grădinița? Da! Da! E bine, e frumos aici? Da! Prieteni! Mergem la școală! Vă duceți la școală mâine? La an. Asta este un radio. Mai bine stai și tu aici ca să îți faci activitate. Mai bine stai și tu aici ca să dormi în pat și să mănânci. Și în grădinițe sunt respectate toate regulile sanitare impuse în învățământ și care sunt valabile pentru toată lumea. Conform Ministerului Sănătății, printre normele care trebuie respectate, se menționează că ușile de la intrare vor sta deschise la venirea copiilor în unitate, în măsura în care problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact. De asemenea, se va efectua zilnic triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade, copiii nu sunt primiți la program, iar părinților li se recomandă un consult medical de specialitate.